Campanie umanitară la Rovinari. Primarul orașului Robert Filip a inițiat o campanie prin care intenționează să strângă cât mai multe bunuri pentru a sprijini familiile nevoiașe și persoanele din mediile defavorizate. Astfel, aproximativ 30 de familii vor primi ajutor din partea oamenilor care deja au început să doneze și să strângă lucruri pentru a face o bucurie altora. Campania umanitară inițiată de Asociația pentru Rovinari vine în sprijinul persoanelor defavorizate și a familiilor nevoiașe din Rovinari. Aceasta nu este prima campanie de acest gen. Nu suntem la prima campanie. Am mai susținut o campanie de acest gen anul trecut, unde s-au strâns, cred că, o cameră de 10x10 plină de hăinuțe, de lucruri din casă, nu neapărat lucruri vechi. Au avut oameni lucruri chiar și noi, pentru copii, pentru bătrâni. Fiecare a adus de acasă ce a putut. Aproximativ 30 de familii vor beneficia de donațiile care se vor strânge în urma campaniei. Cred că avem vreo 25-30 de familii cu probleme financiare care se pot bucura de aceste lucruri. Îmi pare rău că n-am putut să facem această campanie înainte de sărbători, dar e binevenită și acum pentru că încă este zonă rece și avem deja strânse o grămadă de lucruri și de la Fundație de la Petroșani, cu care noi avem un parteneriat, unde ne-am adus o jumătate de cameră de încălțăminte, de haine, de costume, de iarnă, de salopețele pentru copii. Mai mult de 70% din lucruri sunt noi toate. Edilul face apel la cetățenii care vor să facă o faptă bună și să doneze lucrurile care nu le mai sunt de folos. Aceștia o pot face la sediul Asociației pentru Rovinari, cu sediul din strada Păcii, etajul 1, camera 7.